Bună seara, stimați telespectatori! Suntem într-un loc foarte special, undeva în Copou. E seara deja, se apropie toamna, deși se spune că ar veni vara. Ne aflăm într-un loc special. V-am spus de multă vreme că urmăresc locul ăsta, într-un loc al unui sculptor. Sculptura este un lucru complicat. După părerea mea, e cea mai complicată și mai costisitoare, o să aflăm mai încolo, artă plastică. Dar înainte de a vedea despre ce este vorba, mă aflu la, în afară de lucrările, bineînțeles, pe care o să le vedem imediat, care unde sunt plasate, pentru că acestea nu se află toate aici, o să vă fac cunoștință cu domnul Dorel Constantinescu. Bună seara, care îi spun, primitorilor. Îi spun bună seara, ești un om timid. El nu este un sculptor cunoscut al Iașului, nu este al României, dar este un sculptor pe care trebuie să-l cunoașteți, pentru că are lucrări excepționale, pe care o să le vedem imediat, unde sunt ele plasate, ce s-a întâmplat cu ele. Suntem în atelierul lui. Recunosc că este puțin așa o atmosferă de asta de atelier, ușor, nu mai seamănă cu un pictor, nu sunt lucrări multe la vedere, nu ne aflăm la Ritz, la un hotel extraordinar, ne aflăm într-un atelier în care, iată, se află tot felul de obiecte de lucru, tot felul de instrumente de lucru și, iată, și o icoană a Sfintei Maria cu pruncul, care veghează lucrul sculptorului. Doar spune-mi, cum te simți tu aici în Copou, câtă vreme știi că lucrările tale sunt în altă parte? La Episcopia Română Catolică, cum o să vedem imediat, în Bucium, în altă parte, în biserici, unde ai făcut tot felul de sculpturi în lemn. O să vorbim mai despre ele. Cum te simți tu aici și această icoană care te veghează, poate, aia, Sfinte Fecioare cu pruncul, poate îți dă inspirație sau poate te ajută sau poate îți dă o energie? Sigur că da. În atelier aici eu mă simt la mine acasă, în mediul meu. De-aia am vrut să vin la tine acasă, să intru în intimitatea ta. Iartă-mă că am făcut asta. Nu-mi place, dar orice caz, am spus de la început că emisiunea asta se va duce la intimitate, la oameni acasă, la ei. Foarte frumos, da. Foarte frumos, mă simt foarte bine, așa, în compania dumneavoastră. Este locul unde mă simt foarte bine. În momentul în care lucrările pleacă din atelier, aici rămâne un gol. Uite că am văzut că ai coborât un ciocan mare de acolo. Uite că l-ai coborât jos. Ți-am spus la început că ai să-mi dai în cap cu el dacă nu facem bine emisiunea. Eu sunt convins, mai ești foarte bine. Care vine de pe o lucrare extraordinară în lemn, fantastică. Și vreau să vă spun, stimați telespectatori, că Dorel Constantinescu are o lucrare, ca să o luăm ultima făcută, excepțională, care este, se află într-un loc foarte special la Episcopia Romano-Catolică din Iași. Este lucrarea bustul lui Dulcovici, a Sfântului Dulcovici. Și dacă îmi dați voie, eu o să citesc un cuvânt al Preasfinției sale Petru Gherghel despre asta și eu cred că atâta vreme când zic eu asta, o să fie imagini cu acest bust care este absolut excepțional. Vrem să-l cinstim pe episcopul nostru Anton Dulcovici, care a mers în fruntea poporului nostru cu o credință puternică, îndemnându-i pe toți la curaj și la rugăciune, fie prin predicile ținute în parohiile din dieceză, fie între zidurile închisorii, unde a trebuit să treacă prin proba focului.
Dacă facem astăzi o caracterizare a vieții lui Anton Dulcovici, o putem exprima în câteva cuvinte. O viață dăruită din plin, animată de un zel neclintit pentru seminariștii și preoții, pentru sufletele încredințate spre păstorire, pentru care nu a precupățit nimic, nici chiar propria viață. Ce complicat este să faci după o fotografie, pentru că Dorel Constantinescu n-a cunoscut pe Anton Dulcovici, după imagini, să aduci în ochiul său lacrima aceea pe care a vărsat-o în pușcărie și în decizele pe care le-a condus. Cum faci asta? Aduci din memorie ce ai făcut fotografia aceea? Deci, foarte important este să avem material documentar. Înainte de a te apuca de o lucrare, trebuie să ai, în primul rând, materialul documentar. Fotografii față, profil, ca eu să pot să-mi dau seama de a treia dimensiune. Ah, da? A treia deci, dimensiune. Sigur că da, pentru că eu în fotografii văd cele două dimensiuni. Așa, pe când sculptura este tridimensională. Eu, ca să-mi dau seama de proporții și de toate lucrurile astea, eu trebuie să am fotografii foarte bune. Așa, și de multe ori, cum a fost Anton Dulcovici, material documentar a lipsit. Nu a fost foarte... Da, biografia ai citit-o. Da, am citit-o foarte mult, așa, dar în schimb, ce am avut, am reușit să fac lucrarea care am făcut-o. Așa, ceea ce foarte mulți au încercat și n-au reușit, este tocmai din cauza lipsei materialului documentar. Deci am avut o fotografie două, maxim, care le vedeți expuse. Eu cred că materialul documentar, o să vedem imediat și fotografiile, da. Dar cred că nu contează foarte mult fotografiile. Da. Ele vin două fotografii, sau trei, sau cinci da. Fotografii. Dar dacă te simți în cunoștință de cauză și în comunicare sentimentală absolut. Fotografia aceea cu biografia omului, absolut. Atunci eu cred că este iesă da. Ce se trebuie. Deci iasă. Lucrarea, am lucrat cu sufletul, vă spun eu sincer. Am văzut asta da. Când era în schiță încă da. Și cred că este una din mari lucrări care s-a făcut la Iași. Pentru că, stimați telespectatori, să spunem acum că sunt câțiva sculptori, puțini, la Iași. Unii s-au pierdut pe drum, alții mai locuiesc prin Iași, dar nu-i vedem. Și atunci vreau să spun că domnul Dorel Constantinescu este unul din cei care sunt foarte activi și care fac ceea ce trebuie făcut, dar iată cu mari sacrificii și cu mai ales cu această intenție de a citi biografiile oamenilor. Spuneți-mi, ce v-a reținut Anton Dulcovici? Ce v-a preocupat? Ce v-a reținut atenția? Deci este un preot martir. Asta dar da. Suferința lui în pușcărie, în pușcările comuniste, m-au determinat să-i fac chipul, să-i asta. Redau starea aia. Deci nu este ușor să... Și ochii aceia triști. Absolut. Deci are o figură tristă, așa, a trebuit să lucrez foarte mult asupra ochilor, asupra gurii, da, expresia, așa, au venit preoții, părintele Cadar și ceilalți, părintele Dorcu, așa, care m-au sprijinit, așa, spunându-mi... V-au spus alte lucruri. Alte lucruri, ca eu să pot completa lucrarea. Excepțional. Orice caz este o lucrare... excepțională pe care puteți vedea dumneavoastră acum pe ecran. Ea nu este expusă încă în catedrală, este în locuința episcopală. Vreau să spun că este un spațiu fantastic lângă un vitraliu sau în fața unui vitraliu și este o lucrare cu totul specială, nu neapărat din cauza mărimii sau, cum să spun, imaginii ei mari, ci din cauza acestei expresii foarte speciale pe care a prins-o sculptorul, în sensul de a fi din închisoare, de a plânge, sau nu neapărat de a plânge, ci de a ieși din
această depresie pe care poți să o instaleze închisoarea, cum să spun. Părintele Episcopul în altă Sfinția sa, Episcopul Gheorghel, spune lucruri foarte importante aici. Se spune că vrem să-l cinstim pe Episcopul Anton Durcovici. Păi da, îl cinstește cel mai mult și mai mult câtă vreme în fiecare zi poate, mergând către locul în care se odihnește, se închină și îl vede pe Anton Durcovici, iată, făcut de Dorel Constantinescu. Acum vreau să mergem în altă parte, să ne ocupăm de alte lucruri, de istoria culturii românești, pentru că o să vorbim imediat, sculptura este o artă a memoriei. Cu câteva excepții, pe care nu vreau să le comentez aici, spun o paranteză scurtă, o închid imediat, vă asigur. Așadar, sunt persoane care vor neapărat să fie, să facă bustul timpul vieții lor, să le se pună în curte, în fața gardului, în fața intrării. Și dacă vreți, vă spun și numele, dar nu cred că e cazul. În orice caz, sunt două, trei persoane de felul ăsta, din literatura română, contemporană mai ales. Vreau să vă spun doar un singur lucru. Cu aceste excepții, sculptura lucrează cu trecutul. Îi caută pe aceea din trecut. Vine cu memoria. Memoria nu neapărat a sculptorului, pe care s-ar putea să nu aibă, ci cu memoria colectivă. Așa că, de pildă, Dorel Constantinescu vine și face o sculptură despre Ion Creangă, al lui Ion Creangă, un bust, sau un bust al lui Ilie Caragiale, sau un bust al lui Eminescu, sau un bust al lui Grigore Vieră, cu care vom vorbi imediat, atunci trebuie să vedem, el nu i-a cunoscut pe oamenii ăștia, evident că nu i-a cunoscut, îi ia din memorie, din memoria care memorie? A lui? Nu. A mea? Nu. Din memoria colectivă a neamului românesc. Și atunci, ca să folosești termenul lui Grigore Vieră, din memoria românimii. În ce fel poate să facă lucrul acesta un sculptor? Iată să vedem, de pildă, are o 6, din câte știu. 7 buste. 7, iată. Plantate, montate, nu-mi place cuvântul ăsta montate, dar plantate, dar puse. Amplasate. Amplasate, uite un cuvânt mai bun. De, într-un parc foarte generos. La Centrul de Servicii Comunitare de Buciu. Comunitare din Buciu, în fața intrării chiar, în care ce bine că acei copii poate să vadă și ei în fiecare zi când ies din centru și când intră, să vadă cine sunt persoanele acelea la care s-au avut busturi care sunt excepționale. O să iau câteva numai, ca exemplu, de pildă pe Vieră. Pe Grigore Vieră, care e chiar primul, după am venit noi acolo către școală, și Grigore Vieră care lipsește din copo. Când a fost dăunăzi în copo, iată s-a pus problema să facă un bust vis-a-vis de cel de la aleea principală, să facă și pe Grigore Vieră, după aceea și pe Eminescu sau pe Adrian Păunescu. Ei bine, Grigore Vieră al lui Dorel Constantinescu este unul special, eu l-am cunoscut în felul ăsta și eu cred că este exprimă cel mai bine și substanța și sufletul și trăirea lui. L-ai cunoscut pe Vieră? Da. Cât a fost în viață. L-ai cunoscut, l-ai văzut? L-am văzut foarte mult. Ai stat de vorbă cu el? Nu, niciodată n-am avut ocazia să stau de vorbă, dar... L-ai auzit? L-am auzit de multe ori și i-am auzit. Și ți-a atras atenția ceva pentru acea fotografie sau cum să spun, bust? Da, are un chip extraordinar. Îți inspiră așa o...
dragoste, îți inspiră încredere. În, deci în... la Grigore este dragoste. Da, absolut. Încredere. Încredere, da. Un om de cultură, un om extraordinar, așa, un om de cultură, dragostea și încredere. Și încredere. Asta e pentru Grigore Vieră. Și asta, cu asta ai venit în, în bustul acela. Absolut, da. Dar spune-mi la Creangă ce ți-a spus. Creangă mi-amintea de toată copilăria. A, nu, nu, trebuie să vorbim despre asta. Da. Pentru că asta e foarte important. Ce anume introducem în, în imagine? Păi tocmai, un povestitor. Păi Creangă nu l-ai cunoscut, asta nu, sunt sigur. Nu, 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 dar din poveștile lui, din așa, tot ce au scris, tot asta, eu m-am inspirat. Da, și am căutat să-i fac chipul exact așa, a unui povestitor. Asta a fost gândirea mea. Ala de la, e un povestitor. Da. În ce fel? Adică în ce, în ce fel îți spune ție că e povestitor? Adică e un tip gânditor? Un tip gânditor, un tip așa, cu o figură blajină, așa, o chestie frumoasă care o are Creangă. Da, Creangă este într-adevăr în felul ăsta acolo. Dar Caragiale, am văzut că l-ai făcut cu, cu pălărie. Este ceva așa inedit, e ceva... Păi nu e inedit, că ala e Caragiale. Da, dar însăși pălăria, lucruri care îl caracterizează pe el. Da, covicul ăsta în, în, în figura lui. În... Asta e foarte dur. Stimați respectatori, asta cu Caragiale și cu pălăria este foarte dur, pentru că, de fapt, noi am fi vrut ca Ionuca Caragiale să fie un subiect de istorie, să vorbească prin amfiteatrul universităților. Din păcate, suntem cu el tot timpul la braț. Ne face din ochi tot timpul când se alege, tot timpul când mergem pe stradă, tot timpul când vorbim, tot timpul când e ceva special. Mă scuzați, vă întrerup. Da. Când am instalat, pe Caragiale, l-am pus pe soclu, da? Unul din domnii de acolo, cadru didactic, așa, spui, da, ar mai fi și acum un Caragiale să mai spună adevărul, să mai spună niște lucruri. Asta e adevăr. Asta e, asta, da. Laurențiu Urici a scris o carte care se cheamă Între Mitică și Hiperion. Noi am ales Mitică, despre asta e vorba. Și atunci suntem în situația în care Caragiale, cu acea părărie, dar asta este o, o lucrare foarte frumoasă. Da. Nu are Bucureștiu asta, Caramitru, cred că nu s-a văzut nu. Lucrarea nu. Asta. El a pus o lucrare în fața Teatrului Național mai urâtă, nu mai urâtă, urâtă. Am spus și eu, mai urâtă. Este o, o lucrare urâtă acolo, încât ar putea să vină să, asta îi spun eu la telefon, să vină să ia, să uite la lucrarea aceasta, cu, asta e chiar frumoasă. Și care îi dă și o distanță, o să o vedeți, stima selecțion, sper că, mă rog, o să arătați colegii mei în, în cameră de Caragiale. E un Caragiale nu foarte serios, nici foarte glumeț, dar are acea pălărie care îi dă un, un stil de, de anumită distanță. E poate și puțin berlinez acolo, poate și puțin berlinez, pentru că era deja în zona în care se afla la, la Berlin, poza aceea e făcută după ce a plecat din România, la Berlin, în emigrație, fugărit, să spune, de diverse persoane de aici, și într-o corespondență excepțională cu Paul Zarifopul și cu alții de acolo. Dar văd pe Eminescu acolo. Da. Luceafărul poeziei românești. Păi da, Luceafărul este... poeziei românești, dar imaginea noastră a lui Eminescu care de acolo? Este o imagine a unui poet adevărat. Deci poet național, e poetul care îl știm, îl avem în suflet. Care ne scoate pe noi peste tot. Absolut, da. Eminescu, iată că acum e și foarte contestat. Așa este. Ce spuneți despre asta? Vedem că spune că a fost în ultimii ani bolnav, da. De, a fost ucis, a fost antisemit, în toate felurile. Deci, Eminescu acesta, pe care l-aveți în minte?
Când ați făcut lucrarea de acolo? Păi, e cel care îl știu din copil. Deci din momentul în care... Din tinerețe. Asta de este Eminescu. De la școală. Da. De la școală și atunci înseamnă că Eminescu ăla de la Ipotești, tânărul, da. Seninul Eminescu. Da, dar copiii care din centru îmi vineau și îmi spuneau, ăsta este Eminescu. Da, deci erau... De la școală? De la școală, da, păi pentru ce, ei era... Ce reacție erau la aceste... Deci copiii erau primii care îmi dădeau semnalul că e adevărat. Că lucrarea este adevărată, este cunoscut personajul care lucrăm. Aha. Da, era ca o lecție deschisă. Dar făceați lucrările pe loc acolo? Pe loc acolo lucrăm. Deci aveam spațiu așa în clădire, așa împreună cu copiii în clădire, împreună cu copiii modelam lutul, făceam formele, făceam tot, turnam și faza finală ansamblam lucrările. Iată, și le punem pe iată un subiect de televiziune care a existat atunci. Da. Ce frumos ar fi fost subiectul ăsta să vadă cum se lucrează copiii împreună. Deci toată tehnica, deci de la început, cum se ia, de la făcutul armăturii, de aici se pleacă, așa, după care se încar armătura cu lut. Dar spuneți-mi, descrieți puțin așa episodul ăsta, deci armătura? Deci pe o bucată de scândură se face o armătură la înălțimea bustului, stabilim înălțimea, se stabilește o înălțime, da. Pe armătura respectivă, lutul nu poate să reziste, el s-ar lăsa. Deci el nu poate, dar n-ar avea armătură. Deci armătura este coroana vertebrală, cum să spun. Așa, să dau lut, să aduce la formă, să modelează. Azolea, mâinelea, deci lucrările astea s-au făcut în timp de 2 ani de zile. N-am lucrat 2 ani de zile consecutiv. În perioadele care erau. Așa. Stăteam, lucram împreună cu copiii, vedeau, ei pentru ei era ceva... Au văzut și au văzut tot. E, toate fazele de lucru le-au văzut copiii. Excepțional. Toate fazele. N-am știut de asta. Și la după, capăt? Așa, în momentul în care vedeam că lucrarea se apropie, deci este pe ceea ce am vrut să scot eu, să aduc în plan, așa, am deturnat. Se toarnă negativul pe lutul ăla, așa, pe lucrarea din lut făcută, tot absolut, se toarnă un negativ. Un negativ are la spate, are un capac care se va scoate ulterior pentru a extrage de acolo lutul. Rămâne cochilia, deci negativul în care se va turna mai târziu pozitivul. Așa. Adică pozitivul ce? Pozitivul, nu, se toarnă betonul, așa, împreună cu praful de marmură. Deci urmează... Da, deci se închide cochilia aia, negativul, se răstoarnă, se pune invers, da? Iar în interior se pune armătură și se toarnă beton. Așa am făcut toate busturile care le-ați văzut în centrul Buciului. Și iată cum... Dar de ce aia că o scuță tot timpul? Spune și mie, deci înseamnă că îi mărmătesc la 2 oară, pe toți. Da. Așa este. Stimați respectătorul, sculptorul mormântează a 2 oară pe scriitori. Deci, așa să vă spus. A făcut ce a făcut, cu lut, cu tot, i-a pus în carcasă, i-a băgat în beton și i-a băgat în cimitir. Pe Creangă, pe Eminescu, pe Grigore Vieru. Acum, după o pauză publicitară, o să vă spun imediat cum îi dezgrobăm noi acum și cum îi înviem.